Sâmbătă 18 decembrie la Sala Mare a Teatrului Tudor Vianu a avut loc cea de-a 10-a ediție a festivalului Multicult Kiss Fest, organizat, așa cum ne-a obișnuit, de Partida Romilor filiala Giurgiu. La eveniment au participat peste 250 de copii și adulți din comunitățile rome ale județului, iar spectacolul oferit a fost apreciat de cei prezenți. După ce au cântat colinde, toți copiii au primit pungi cu dulciuri de la Moș Crăciun, pe scenă urcând și elfii ajutoarele moșului, dar și personaje îndrăgite din basme. Președintele filialei Giurgiu a Partidei Romilor, Mihăiță Grigore, a adus mulțumiri tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui eveniment. Inspectorului pentru minorități Florin Bădică, conducerii școlii Mircea cel Bătrân, autorităților locale, președintelui Partidei Romilor Nicolae Păun și colegilor din sucursalele comunale. Vreau să mulțumesc în mod deosebit profesorilor care s-au ocupat și președinților de organizație ale sucursalelor comunale din județul Giurgiu, alături de mine chiar este Romeo Pitestan, mulțumesc Romeo, care s-au ocupat să facă acest spectacol. O să vedeți cum o să alternăm cu cât un scurt moment artistic, cu câte un grup de colindători venit de acolo, exact din comunitățile de la Izvoarele, de la Găujani, de la Vedea, de la Herești, de la Comana, de la... nu știu să-i mai menționez pe toți.